Bună ziua! Sunt Indira Crasnea, o ediție a interviurilor Umbrela Strategică de la Ministerul Afacerilor Externe. Invitat este domnul ambasador Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe. Vă mulțumesc că ne găzduiți! Bună ziua! Cu mare plăcere! Domnule Ministru, v-ați preluat mandatul pe 5 noiembrie. Ce ați găsit la acel moment la Ministerul de Externe? Cum este acum? Ce ați schimbat și unde păstrați continuitatea? În primul rând trebuie spus că m-am întors acasă, deci nu a fost o uh, surpriză ceea ce am găsit în Ministerul Afacerilor Externe. În al doilea rând trebuie spus că au fost aproape două luni de acțiune foarte intensă. Atât în ceea ce privește ceea ce mi-am propus să fac în interiorul Ministerului uh, ceea ce cred că este o uh, linie de acțiune foarte importantă, și de asemenea uh, o perioadă de acțiune diplomatică intensă, pentru că întotdeauna uh, luna decembrie, de regulă, noiembrie-decembrie, această perioadă, este o perioadă de reuniuni ministeriale, de contacte importante, ceea ce uh, ne-a dat prilejul, uh, nouă și mie mai ales, să pun în aplicare deja foarte multe aspecte care țin de capitolul de politică externă al programului de guvernare. Dacă pot să spun condensat, sintetic, ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, pot să spun că m-am concentrat pe trei mari dimensiuni. Prima dintre ele este cea referitoare la pregătirea alegerilor prezidențiale, pentru că am uh, intrat în Ministerul Afacerilor Externe exact cu trei zile înainte de uh, organizarea primului tur al alegerilor prezidențiale și, uh, din această perspectivă, a fost într-adevăr uh, o provocare pentru, uh, pentru mine și pentru colegii mei să gestionăm cât se poate de bine desfășurarea mai întâi a primului tur, apoi a celui de-al doilea tur al alegerilor. Uh, pot să spun uh, la finalul acestui uh, exercițiu că am fost foarte bucuros și eu și colegii mei că nu au existat incidente de natură să afecteze dreptul constituțional de vot al cetățenilor români. Din potriva, aș spune că alegerile s-au desfășurat în condiții foarte bune, dar asta a presupus un efort foarte intens. După cum știți deja, primul lucru pe care, pe care l-am făcut atunci când am, am preluat mandatul a fost să cer un raport cu privire la stadiul pregătirii alegerilor să solicit tuturor șefilor de misiuni diplomatice și consulare o evaluare cu privire la stadiul din perspectiva lor, riscurile posibile și vulnerabilitățile existente la acel moment și propuneri de remediere a acestor situații în cazul în care ele erau evidente. Am găsit un reprezentant consilier special care gestiona și a gestionat într adevăr foarte bine procesul electoral, dar fără echipă motiv pentru care am constituit un task force la nivelul Ministerului pentru a-l ajuta pe reprezentantul cu însărcinări speciale pe problematica alegerilor. Am folosit răspunsurile de la misiunile diplomatice și consulare pentru a remedia ceea ce se putea remedia în acel interval foarte scurt de timp mai ales în ceea ce privește compoziția birourilor secțiilor de votare, unde exista perspectiva ca anumiți membri ai secțiilor să nu poată să fie înlocuiți în timp util. Din acest motiv am decis trimiterea a 91 de colegi din centrala Ministerului pentru primul tur și apoi la turul 2 încă 89 de colegi care au. Ajutat uh, misiunile pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor, am uh, stimulat uh, împreună cu șefii de misiuni președinții secțiilor de votare pentru a îi determina pe membrii secțiilor să se acrediteze în calitate de operator de tablete, pentru că acele tablete au avut un rol foarte important în uh, fluidizarea sistemului de, uh, procesului de uh, vot. În cele din urmă, procesul de votare s-a desfășurat foarte bine în primul, în primul tur, așa încât în jur de 650.000 de cetățeni români din străinătate și-au putut exercita dreptul de vot, ceea ce la acel moment a fost un record, depășit însă ulterior de numărul de votanți din, din turul 2, care s-au ridicat la peste 926.000. După primul tur am făcut din nou același exercițiu de evaluare, din nou am solicitat misiunilor diplomatice și consulare să ne transmită lecțiile învățate în urma desfășurării primului tur. Au fost secții de votare care, nu un număr foarte mare, dar care au trebuit să își schimbe sediul din diverse motive. Au fost transmise instrucțiuni pentru uh, fluidizarea uh, procesului de votare, acolo unde am uh, văzut deja că sunt uh, unele dificultăți în uh, primul tur. Uh, împreună cu uh, Biroul Electoral Central am uh, reușit uh, să obținem emiterea unor decizii care să permită o înlocuire mai uh, rapidă mai facilă a celor membri ai secțiilor de votare, birourilor secțiilor de votare care mă rog, nu au putut să participe la turul 2. În sfârșit, în final putem spune că exercițiul electoral s-a desfășurat în foarte bune condiții și acesta a fost un, un element de satisfacție pentru noi mai ales că peste 85% din totalul personalului Ministerului Afacerilor Externe a fost implicat, într-un fel sau altul, în desfășurarea procesului electoral. Sigur că, pe lângă măsurile pe care le-am amintit mai devreme, trebuie spus că în sprijinul Biroului Electoral pentru Secțiile de Votare din Străinătate, pentru că Ministerul Afacerilor Externe la aceste alegeri și la alegerile care vor urma, are un rol tehnic de sprijin logistic pentru activitatea biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. L-am sprijinit cu personal. La primul tur au fost aproximativ 45 de colegi care au acordat ajutor în desfășurarea activității acestui birou electoral. Pe urmă, la turul 2, am suplimentat cu până la 75 de persoane și cu alte elemente de dotare, de spații. Biroul electoral, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate. În final, repet, am avut motive de satisfacție să constatăm că nu au existat incidente care să afecteze buna desfășurare a alegerilor. O altă linie de acțiune importantă a fost aceea de a reorganiza și de a eficientiza activitatea Ministerului Afaceri Externe. Evident că această linie de acțiune nu s-a epuizat pentru că noi vom continua pe tot parcursul anului viitor acest exercițiu. E vorba mai întâi de reformarea organigramei Ministerului Afacerilor Externe, o reechilibrare a sarcinilor între secretarii de stat, o reorganizare a anumitor departamente. Am redus numărul de demnitari, a dispărut ministrul delegat pentru afaceri europene, am redus de la 7 la 4 secretari de stat, numărul acestor demnitari. În sfârșit, au fost introduse elemente de reglementare care să faciliteze cooperarea între Ministerul Afacerilor Externe și alte instituții ale statului implicate în decizia și în implementarea deciziei de politică externă, mai ales cu președintele României, cu celelalte instituții din aparatul guvernamental. De asemenea, trebuie spus că Departamentul pentru Afaceri Europene, care face parte din structura Ministerului Afacerilor Externe, are sarcina de a gestiona în coordonarea directă a primului ministru, prin intermediul Ministrului Afacerilor Externe, Sistemul Național de Gestionare a Afacerilor Europene și aici ne-am aplicat iarăși pentru a eficientiza acest proces. În sfârșit, o activitate care sperăm să se finalizeze prin adoptarea hotărârii de guvern de reorganizare a Ministerului. Dincolo de asta, am trecut în revistă situația detașărilor din Ministerul Afacerilor Externe. Pentru că una dintre, unul dintre aspectele care a ridicat numeroase semne de întrebare a fost numărul foarte mare de, de detașări. Iată, am constatat că în serviciul exterior 54% din personal este personal detașat iar în centrala ministerului aproape 24% din numărul de personal sunt detașați. Prin urmare, am constituit un grup de lucru la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Externe care a luat dosar cu dosar fiecare detașare sunt deja șapte reuniuni ale acestui grup de lucru. Este un număr destul de mare de dosare care au fost deja trecute în revistă, dar sigur că activitatea aceasta nu s-a finalizat pentru că numărul este foarte mare și doi, trebuie să ne uităm cu foarte multă atenție pe fiecare situație în parte pentru a vedea care dintre aceste detașări au fost oportune, care sunt necesare pentru activitatea Ministerului Afacerilor Externe în continuare. Din punctul de vedere al organizării activității Ministerului, a reformării Ministerului Afacerilor Externe, un rol important în perioada următoare va fi dedicat carierei diplomatice, pentru că este important ca să ne uităm cu atenție la procedurile care se referă la plecarea la posta diplomaților, transparentizarea procedurilor care se referă la avansarea în grad. Ultimele, sau ultima promovare în grad a, a fost criticată de către membrii Corpului Diplomatic și Consular și nu numai pentru că nu a fost suficient de transparentă. De asemenea, procedura de încadrare în centrală atunci când se întorc cei din serviciul exterior de la post trebuie și ea reglementată. În sfârșit, ne propunem, îmi propun să mă uit cu atenție la o chestiune care s-a mai discutat în trecut, dar care n-a fost finalizată, și anume clasificarea misiunilor diplomatice, pentru a putea gestiona în același timp resursele financiare, umane, alocate fiecarei misiuni și pentru a putea regla și din acest punct de vedere cariera celor care pleacă la post, mai ales a diplomaților și consulilor. Prin urmare, o activitate care este foarte complexă, laborioasă și care va continua cu siguranță anul viitor. Ne propunem, de asemenea, pe măsură ce aceste detașări vor înceta, de altfel este și o măsură generală care este propusă a fi luată la nivelul guvernului, în momentul în care legea de asumare a răspunderii pe ordonanța de urgență 114 din 2018 va intra în vigoare detașările care nu sunt din sistemul public vor înceta. Pentru Ministerul Afaceri Externe, acest termen de încetare a detașărilor va fi 31 august anul viitor. Prin urmare, în acest interval de timp ne propunem să organizăm concursuri pentru angajarea în Ministerul Afacerilor Externe și aici, cu siguranță, este nevoie de foarte multă atenție pentru un proces de selecție care să ducă la un personal cât mai bine pregătit, cât mai eficient, tânăr care să se formeze în interiorul Ministerului Afacerilor Externe de preferință. Iată, deci, un întreg șantier de lucru, dacă vreți, din, acest, din, această perspectivă. Pe al treilea tronson, și anume acțiunea diplomatică propriu-zisă, iarăși a fost o activitate destul de intensă. Am participat la șase reuniuni internaționale multilaterale. E vorba despre reuniunea ministerială NATO din 20 noiembrie, summitul NATO de la începutul lunii decembrie de la Londra, unde am participat în delegația condusă de către președintele României. De asemenea, Ministeriala OSCE, 5-6 decembrie. Pe urmă, am inaugurat Consulatul General al României de la Stuttgart, o misiune consulară importantă care va deservi foarte mulți cetățeni români care se află în, această, în acest land din Germania, Baden-Württemberg. Am discutat de altfel și cu responsabil din conducerea landului cu acel prilej. Pe urmă a, a avut loc preluarea președinției României la Organizația Cooperării Economice la Marea Neagră. Noi vom începe efectiv să exercităm această președinție începând cu 1 ianuarie. Participarea la Consiliul Afaceri Externe pe 9 decembrie. Nu în ultimul rând, reuniunea ministerială Asia-Europa de la Madrid, de la jumătatea lunii decembrie, toate aceste reuniuni fiind un prilej foarte important pentru a puncta anumite poziționări de politică externă ale României, care sunt trecute în capitolul de politică externă al programului de guvernare, dar în același timp și pentru a avea foarte multe întâlniri cu omologi. Dincolo de faptul că la începutul mandatului am avut vorbit telefonice și cu un altul reprezentant pentru politică externă și securitate, Josep Borel, și de asemenea cu secretarul general NATO, cu ministrul de externe al Republicii Moldova de la acel moment, cu ministrul tur de externe, dar la aceste reuniuni am putut să mă întâlnesc cu 20 de omologi cu care am avut discuții foarte substanțiale pe componente importante ale programului de guvernare. Am avut o discuție foarte bună cu secretarul de stat american Pompeo în marja reuniunii ministeriale NATO de la Bruxelles din noiembrie. De asemenea, am discutat cu miniștrii de externe ai Germaniei, ai Franței, cu ministrul de externe polonez, toți parteneri strategici importanți ai României. Am primit de altfel invitația de a face vizite în perioada următoare, deci la începutul anului și la Berlin și la Paris. De asemenea, am discutat cu alți omologi importanți, cu nouul ministru de externe al Republicii Moldova, cu care am punctat noua abordare a României față de evoluțiile politice de la Chișinău, instalarea noului guvern socialist. De asemenea, am discutat cu minșii de externe ai Japoniei, cu care construim un parteneriat strategic pe care dorim să-l lansăm în anul 2021, când se împlinesc 100 de ani de relații diplomatice între România și Japonia, cu ministrul de externe georgian, cu care de asemenea avem în lucru un parteneriat strategic între cele două țări. De asemenea, cu ministrul de externe georgian am discutat și despre un alt proiect foarte important. Uh, cu privire la care sperăm că anul viitor să vor face pași importanți și anume uh, concretizarea coridorului de transport de mărfuri Marea Neagră, uh, Marea Caspică cu uh, ministrul de externe din uh, Corea de Sud, care este iarăși un partener strategic uh, important al României, singurul parteneriat strategic pe care România îl are în uh, Asia și cu mulți alți uh, colegi cu care am abordat teme uh, importante de interes pentru, uh, pentru România. Uh, Iată, așa, foarte, foarte condensat, câteva elemente de, de acțiune în mai puțin de două luni de la preluarea acestui mandat. Că tot am vorbit de acțiune, multă acțiune, este clar. Ce va conține capitolul acțiune diplomatică noua strategie națională de apărare a țării? Să um, o avem de anul viitor. Sigur că nu putem să spunem acum foarte multe despre ce va arăta exact acest. Capitol, pentru că este un exercițiu care uh, va fi gestionat, este gestionat de către administrația prezidențială Departamentul Securității Naționale din cadrul uh, acesteia. Uh, dar sigur că uh, vor fi cu siguranță elemente de continuitate pentru că sunt uh, aspecte care țin în continuare de uh, politica externă a României care se regăsesc în uh, strategia uh, anterioară și care vor fi de asemenea și în cea uh, viitoare. Dar, sigur, vom avea în vedere și evoluțiile din mediul internațional de securitate care s-au acumulat de la momentul adoptării documentului anterior până, până în momentul de față. Sigur că vom avea în vedere rolul pe care România îl are în cadrul Uniunii Europene și în cadrul NATO. Sunt dezbateri strategice care au loc în cele două organizații. Dacă vorbim despre NATO, trebuie să avem în vedere ceea ce s-a decis la summitul de la Londra de la începutul lunii decembrie, atât în ceea ce privește împărțirea echitabilă a responsabilităților, în ceea ce privește menținerea abordării în relația cu Rusia, în ceea ce privește politica de apărare și descurajare a Alianței Nord-Atlantice în ceea ce privește flancul estic al alianței, unde România este direct interesată pentru întărirea capacităților NATO de apărare și descurajare, mai ales în ceea ce privește partea de sud a flancului estic, unde ne găsim, adică Marea Neagră. Și, sigur, sunt și alte uh, elemente care, sigur, se vor găsi în, uh, în, acest, în acest capitol, dar, uh, evident, nu putem acum să uh, detaliem aceste aspecte, pentru că, sigur, este un exercițiu în curs. Domnule Ministru, ce lipsește la acest mom moment actualului parteneria strategic român-americană? Simțiți că lipsește ceva? Parteneriatul ce strategic... Putează, depinde din ce parte a paharului privim. Parteneriatul strategic cu Statele Unite este în acest moment, putem spune, la cel mai înalt uh, moment uh, din existența sa. Este momentul cel mai bun, dacă vreți, al existenței parteneriatului strategic cu uh, uh, contacte la vârf uh, extrem de importante și substanțiale și mă refer aici la faptul că președintele Iohannis este singurul șef de stat din regiune care s-a întâlnit de două ori la Washington cu președintele Statelor Unite, în 2017 și anul trecut în august, cu documente importante care jalonează parteneriatul strategic vorbesc despre declarația comună privind parteneriatul pentru secolul 21 din 2011, dar și declarația comună foarte important document foarte important care a fost adoptat de către cei doi președinți pe 20 august la Washington. Avem toate dimensiunile parteneriatului strategic definite. Suntem în acest moment cu o cooperare politică în domeniul securitar și militar deosebit de dezvoltată, cu componente importante, de la participarea în teatele de operații la cei 2% pe care îi alocăm pentru apărare, inclusiv pentru cheltuieli de înzestrare cu echipamente foarte importante. Cea mai mare parte sunt achiziționate din Statele Unite cu multe alte elemente relevante, cum este apărarea antirachetă, care iată a trecut anul, tre anul acesta, era să spun deja anul trecut, 2019, printr-un proces de, de updatare, de modernizare, cu foarte multe alte elemente de, de constanță. Dar avem și dimensiuni noi, iată, definite de cooperarea în materie de securitate energetică, cu componenta sa de uh, energie nucleară civilă. Uh, mă refer aici la memorandumul care a fost semnat în uh, septembrie 2019 cu uh, cooperarea în uh, materie de securitate a rețelelor 5G, memorandum semnat în marja vizitei uh, președintelui Iohannis uh, la Washington uh, în 20 august uh, 2019 există și alte dimensiuni importante și sunt sigur zone unde trebuie să dezvoltăm. Mă refer aici mai ales la dimensiunea economică a parteneriatului strategic, unde, sigur, sunt schimburi de peste 2,6 miliarde de dolari în 2018. Dar trebuie să mai sporim investițiile, investițiile reciproce, dar mai ales investițiile americane în România. În acest moment ele sitându-se undeva la 1,12 miliarde de dolari, deși, sigur, investițiile reale sunt ceva mai mari pentru că ele nu sunt derulate neapărat în, în relație directă între firme americane și firme românești sau pe teritoriul României, în, în mod direct. Aici trebuie să mai să mai dezvoltăm este nevoie probabil de uh, cooperare la nivel industrial este nevoie de parteneriate uh, în domeniul de exemplu al industriei de apărare uh, este nevoie să ne uităm și în alte uh, zone cum ar fi cooperarea în uh, domeniul ITNC uh, robotică uh, nanotehnologie biotehnologie și așa mai departe dimensiunea uh, culturală de cercetare și de educație este are și o dimensiune importantă care are alocat un grup de lucru special în cadrul dialogului strategic român-american. Ne propunem ca la începutul anului 2020 să avem o sesiune a acestui dialog strategic. Dialogul strategic este de fapt un fel de grup de lucru comun, un fel de task force care gestionează implementarea tuturor dimensiunilor parteneriatului strategic. Sunt șase grupuri de lucru subsumate acestui grup mare de lucru care se cheamă Dialogul Strategic și pe fiecare componentă trebuie să vedem împreună cu partenerii americani care sunt elementele de dezvoltare și aprofundare a parteneriatului strategic. Dorim, evident, să facem pași înainte și în ceea ce privește admiterea României în programul Visa Waiver. Este un uh, obiectiv important al uh, României pe care l-am ridicat și în uh, discuția pe care am avut-o cu secretarul de stat american Pompeo și în uh, discuțiile pe care le-am avut cu uh, fostul ambasador american la București, cu noul ambasador care iată și-a preluat mandatul uh, foarte de curând uh, și care în discuția noastră a menționat uh, printre altele la rândul său preocuparea pentru a dezvolta parteneriatul strategic și în alte zone. Menționa ambasadorul Zuckerman, de exemplu, domeniul agriculturii. Dar revenind la visa waiver, suntem în acest moment într-o fază în care, practic, singura chestiune mai importantă care trebuie să fie soluționată pentru a ne încadra în legislația americană relevantă este rata de refuz. Rata de refuz este în scădere. Dacă în anul fiscal anterior am avut o rată de refuz de aproximativ 10,44%, în anul fiscal care tocmai s-a încheiat avem o rată de refuz de 9,11%, ceea ce mi-arată un trend descendent. Dar pragul pe care legislația americană îl prevede este de 3%, ceea ce arată că fie mai avem de lucru în acest sens, ceea ce însă nu depinde de instituții, mai ales și de cetățenii români care aplică pentru viză pentru Statele Unite. Fie că trebuie să lucrăm și la nivelul Congresului american pentru a promova anumite inițiative legislative care sunt în curs, pe care le am menționat în discuția cu Secretarul de Stat american pe 20 noiembrie. Okay. Inițiative care fie propun o creștere a acestui prag, de la 3% spre 10%, de exemplu, este una dintre inițiative care se cheamă JOLT, j o -L -T, sau altă inițiativă care menționează posibilitatea acordării accesului în programul Visa Waiver pentru parteneri importanței Statelor Unite, aliați de încredere, care alocă 2% din PIB pentru cheltuieli de apărare. Unde România, evident, se încadrează. Prin urmare, vom menține acest subiect pe agenda noastră bilaterală și vom lucra în continuare cu partea americană să vedem cum ne putem apropia tot mai mult și cât mai repede de acest obiectiv. Cum vedeți, în termeni realiști, relația cu Federația Rusă? Relația cu Federația Rusă trebuie să fie, din perspectiva noastră, așa cum este de altfel. Menționat și în uh, capitolul de politică externă al uh, programului de guvernare, trebuie să fie o relație uh, predictibilă, în primul rând, și pragmatică, care însă depinde foarte mult de uh, o implicare constructivă a Federației Ruse în soluționarea conflictului din Ucraina uh, și de o reîntoarcere la respectarea uh, dreptului internațional. Uh, fără aceste elemente, uh, nu putem să ne raportăm la Federația Rusă în termen de business as usual, de relație uh, obișnuită. Și uh, sigur că ne dorim o relație mai bună cu Federația Rusă. Cred că toți partenerii noștri și din Uniunea Europeană și aliații din NATO își doresc o astfel de uh, relație. Dar nu putem să facem abstracție de anumite comportamente ale Federației Ruse care s-au acumulat în ultimii ani, uh, de la ocuparea ilegală a Crimei, la uh, provocările și acțiunea din estul Ucrainei, la știu, folosirea instrumentelor de tip hibrid. Iată, cel mai recent am constatat și am avut și noi, Ministerul de Externe Român, o reacție cu privire la construirea căii ferate peste podul, pe podul care trece peste strântoarea Kerch. Sunt elemente care nu pot să fie ignorate, care au dus la nivelul Uniunii Europene la politica de sancțiuni aplicată Federației Ruse și sancțiuni care trebuie să continue atâta timp cât aceste elemente de încălcare a dreptului internațional se mențin. Iar în ceea ce privește politica din interiorul Alianței Nord-Atlantice, este o politică bazată pe elemente care sunt în același timp de dialog, dar în același timp de descurajare. Este un dialog care se bazează pe o descurajare cât mai puternică. Această descurajare fiind reflectată în măsurile pe care Alianța Nord-Atlantică le-a luat și continuă să le ia în ceea ce privește consolidarea flancului estic al Alianței. Nu putem să facem abstracție în acest sens de uh, militarizarea continuă, constantă, în creștere în uh, spațiul Mării Negre, mai ales în peninsula Crimea. China trebuie să ne fie provocare, adversar sau partener. Este un răspuns complex. Nu putem să dăm un răspuns care să se raporteze doar la unul dintre aceste elemente. Pentru că relația cu China este o relație foarte complexă, care este și ea la rândul ei gestionată atât de Uniunea Europeană cât și de NATO. Pentru prima oară în martie, în acest an, relația UE-China a figurat pe agenda unui Consiliu European. De asemenea, la summitul aliat de la începutul lunii decembrie de la Londra, pentru prima oară iarăși a figurat China și relația NATO-China pe agendă. și în ambele organizații putem să constatăm că este o abordare care se bazează pe oportunități, pe de o parte, provocări pe de altă parte. Există o comunicare comună pe care un altul reprezentant și vicepreședinte al Comisiei Europene de la acel moment doamna Mogherini împreună cu Comisia Europeană au adoptat-o și în care China este definită pe mai multe paliere. Pe de-o parte ca partener de cooperare, pe multe dosare unde și Uniunea Europeană și China au interese comune, este în același timp definită ca partener de negociere pentru echilibrarea intereselor Uniunii Europene și respectiv ale Chinei și este definită și în calitate de concurență sau competitor economic cu Uniunea Europeană, respectiv concurent sau competitor sistemic, pentru că promovează un alt sistem de guvernanță decât este promovat de valorile. Principiile Uniunii Europene. Prin urmare, nu este simplu să definești o astfel de relație. Iar dacă ne raportăm la competiția economică, aici putem să constatăm că majoritatea, dacă nu toate statele Uniunii Europene, au deficite comerciale foarte mari și România se încadrează la un astfel de deficit comercial mare în relația bilaterală. De exemplu, în 2018 am avut schimburi de aproximativ 6 miliarde de dolari dar din aceștia doar 880 și ceva de milioane de dolari au fost exporturi românești către China. Prin urmare, trebuie să lucrăm la, uh, acest, uh, la acest capitol, uh, nu doar în relația bilaterală, dar și uh, în, în ansamblu, privind relația dintre Uniunea Europeană și, uh, și China. Or, în 2020 vor fi câteva momente importante în relația dintre Uniunea Europeană și China. Uh, vor exista uh, două summituri, unul de tip clasic, Uniunea Europeană-China și unul de tip extins, la care participă și statele membre ale Uniunii Europene, undeva în septembrie, în timpul președinției germane a Consiliului Uniunii Europene. Vor fi, prin urmare, momente importante care vor clarifica relația dintre Uniunea Europeană și China. Cum vedeți, așa, cum ați putea creăna profilul diplomatului român de succes în 2020 este foarte complicat de definit profilul diplomatului român de succes. S-a discutat foarte mult despre acest aspect de-a lungul timpului, pentru că sigur sunt niște constante care trebuie să fie menținute și sunt niște elemente de adaptare la mediul internațional și de securitate care este foarte dinamic și de multe ori impredictibil. Prin urmare, un profil de diplomat care să fie adecvat uh, situației actuale pe plan internațional trebuie să țină seama uh, atât de componentele clasice, cât și de aceste elemente noi care sunt, uh, sunt în mișcare, dacă vreți. Uh, un diplomat, uh, cum să spun, uh, ideal, ar trebui să fie, pe de-o parte, uh, un diplomat care cunoaște foarte mult uh, despre, sigur, obiectivele, în primul rând, de politică externă ale României, dar și, în general, despre relațiile internaționale, trebuie să cunoască foarte mult. Aici, sigur, este o dezbatere în ce măsură dinamica relațiilor internaționale care aduce în discuție zone din ce în ce mai specializate nu determină cumva ca și diplomatul să fie din ce în ce mai specializat. Este această discuție între diplomatul care se specializează pe un anumit domeniu și diplomatul care este generalist, probabil că cea mai bună combinație este una care îmbină cele două componente și pe de altă parte trebuie să ne uităm la ceea ce se cere unui diplomat. Sigur să fie calm, să aibă prestanță, să aibă carismă, să știe să relaționeze foarte mult cu mass-media, de exemplu, să știe să comunice foarte bine, să știe să transmită pozițiile de politică externă partenerilor, să Inspire până la urmă încredere cetățenilor, pentru că politica externă este până la urmă un domeniu care nu este decuplat de ceea ce se întâmplă într-o țară. Din potrivă, politica externă și mai ales politica externă a unui stat. Detalia României trebuie să fie o politică externă pragmatică, care se apleacă spre a aduce în țară elementele de noutate, elementele care contribuie la dezvoltarea altor domenii de interes pentru România. Este o politică externă care trebuie să aducă beneficii directe, dar și indirecte pentru România, fie prin promovarea unor relații mai bune cu parteneri strategici, cu alte state în general, care să decurgă din crearea unui mediu regional european care să fie stabil, care să fie predictibil pe cât posibil. Toate acestea impun diplomatului foarte multe provocări la care trebuie să răspundă. Din perspectiva noastră, profilul unui diplomat trebuie să plece sigur și de la elementele de formare a diplomatului. Pentru că un diplomat se formează de regulă în interiorul Ministerului de Externe. El este un produs al acțiunii diplomatice. Sigur că se poate învăța foarte mult în facultate, se poate acumula foarte mult dintr-o experiență și o expunere anterioară în alte, în alte domenii, dar este foarte important ca formarea diplomatului să se facă în interior, pentru că numai în felul acesta, din experiența mea cel puțin, poți să ai un diplomat de succes sigur că dincolo de ceea ce reprezintă datele personale ale unui diplomat. E foarte important ca ceea ce oferă Ministerul de Externe Diplomatului să fie pe măsură. Adică o carieră care să fie predictibilă, o promovare care să fie pe măsura performanțelor diplomatului, o succesiune a posturilor pe care diplomatul le face în exterior care să fie în același timp corespunzătoare pregătirii diplomatului, dar și necesităților Ministerului de Externe în ansamblu său. Și de aici discuția despre care am amintit ceva mai devreme, aceea de reformare a Ministerului de Externe, în așa fel încât plecarea la post, sosirea în centrală, promovarea în grade diplomatice să se facă în mod corect, în mod profesionist și la timp. În așa fel încât să nu există un dezechilibru în interiorul sistemului. Deci, este un, este un subiect la care se poate, despre care se poate vorbi foarte mult și care cred că necesită din partea mea, cel puțin ca ministru, din partea colegilor din conducerea Ministerului, un efort foarte important în perioada următoare. Cât de sus putem aspira în ceea ce privește prezența în conducerea unor organizații internaționale de top? nu am trecut printr-o experiență prea fericită apropo de locul de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU. Bun, cred că dacă vorbim despre candidatura la Consiliul de Securitate, acolo nu ne referim la candidatura unei persoane. E vorba despre candidatura României ca stat, ca întreg, la o poziție foarte importantă pe care, din păcate, am ratat-o din cauze care nu țin de Ministerul Afacerilor Externe sau de echipa care a gestionat foarte bine, aș spune eu, campania pentru, pentru Consiliul de Securitate. Acolo a fost uh, un factor exogen, dacă vreți, Ministerului Afacerilor Externe, și anume niște declarații uh, nepotrivite, aș spune, irresponsabile, cu privire la modificarea unor poziții tradiționale de politică externă privind procesul de pace în Orientul Mijlociu și anume legate de statutul Ierusalimului. Uh. Uh, și, uh, cu siguranță, uh, e vorba în această speță, care este, din păcate, uh, o speță care iată, ne-a dus la pierderea unei poziții importante în sistemul ONU, este vorba despre uh, o lecție învățată cu privire la încredere în relațiile internaționale. Uh, încrederea în relațiile internaționale se câștigă extrem de greu, un an de zile, uh, se consolidează prin acțiune diplomatică repetată sau, dacă vreți, uneori prin inacțiune atunci când este nevoie, prin uh, inacțiune strategică, dacă vreți, uh, uh, în timp ce uh, pierderea încrederii se produce foarte rapid. Uh, și uh, aceasta este situația în acest caz. Dar aici nu vorbim despre candidatura unei persoane. Uh, există foarte mulți uh, români care sunt în organizații internaționale, în poziții uh, unii dintre ei importante, dar cu siguranță că uh, trebuie să țintim mai sus. Uh, vă dau exemplul uh, desemnării uh, secretarului general adjunct al NATO, domnul Mircea Joană, una dintre cele mai importante poziții pe care de-a lungul timpului le-a dobândit România printr-un uh, candidat important într-o organizație internațională de interes foarte mare pentru uh, statul român. Iată, vă mai dau exemplu uh, domnului Sorin Ducaru, care este primul șef de agenție uh, a Uniunii Europene uh, român. Uh, e vorba despre centru satelitar al Uniunii Europene. Vă mai dau exemplul uh, Domnului Cornel Făruță, care uh, nu a reușit, dar iarăși nu din uh, vina sa personală, uh, ci dintr-o conjunctură internațională uh, ceva mai uh, complicată, uh, să uh, obțină calitatea de director general al uh, AIEA. Uh, dar ceea ce este important, și, uh, mă rog, prin această candidatură fac acest, uh, această pledoarie, dacă vreți, este important, după cum spun diplomații cu experiență, să-ți marchezi teritoriul. Atunci când ai candidați buni, ai șanse importante, trebuie să candidezi, trebuie să faci efortul de a obține astfel de poziții. Și cu siguranță că pentru mine personal, pentru Ministerul Afacerilor Externe, este o provocare și în același timp un obiectiv foarte important. De a continua să depunem astfel de candidaturi pentru a obține poziții importante pentru diplomați români sau pentru personalități românești de valoare. Există, de altfel, după cum spuneam, mulți diplomați români în sistemul Uniunii Europene, în sistemul ONU, care însă nu ocupă poziții de vizibilitate. Am în vedere demersuri concentrate, dacă vreți pentru a obține poziții ceva mai relevante, de exemplu, în Serviciul European de Acțiune Externă. Am discutat deja cu noul înalt reprezentant, domnul Borel, cu privire la acest aspect, punctând faptul, chiar în prima discuție telefonică pe care am avut-o cu domnia sa, la, la preluarea mandatului, în primele zile, că este important să obținem și poziții de conducere în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, în cadrul delegațiilor Uniunii Europene. Avem în momentul de față, iată, dau exemplu unei poziții obținute relativ recent, poziția de șef al Delegației Uniunii Europene în Cuveit. Mai există iarăși un alt șef român al Delegației Uniunii Europene în Mongolia. Nu este însă suficient. Avem nevoie de poziții de conducere pentru a exprima rolul pe care România îl joacă în aceste organe, în Uniunea Europeană, în General, în organizații internaționale, în general. Ultima întrebare. Care sunt obiectivele majore de politică externă ale României pentru 2020? Obiectivele noastre de politică externă uh, sunt evident cele care sunt uh, trecute deja în capitolul de politică externă al programului de guvernare. Uh. Uh, și uh, deja acțiunile diplomatice pe care le-am întreprins în aceste aproape două luni au mers. Exact pe realizarea acestor obiective. Așa cum este definit în programul de guvernare, obiectivul nostru esențial este de a crește profilul internațional și poziția României, profilul României pe plan internațional. Creșterea rolului și profilului României pe plan internațional se face concentrându-ne pe cei trei piloni importanți de politică externă, care definesc, de fapt, apartenența noastră la comunitatea de valori uh, din care facem parte. Este vorba despre parteneriatul strategic cu Statele Unite, este vorba despre creșterea rolului și influenței României în Uniunea Europeană și, respectiv, în Alianța Nord-Atlantică. Am uh, început deja să lucrăm pe aceste paliere, am menționat deja uh, pozițiile pe care România le-a luat în cadrul Uniunii Europene, în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în relația cu uh, partenerii americani. Dacă ne uităm la Uniunea Europeană, pentru anul 2020 este important să continuăm în spiritul summitului de la Sibiu, care a fost un moment extrem de important pentru definirea elementelor de parcurs pentru agenda strategică a Uniunii Europene în perioada 2019-2024, pentru a înainta în direcția atingerii obiectivului unei Uniuni Europene consolidate, care să fie mai aproape de cetățean, care să asigure mai bine securitatea și prosperitatea cetățenilor. Din acest punct de vedere, anul 2020 va, mar va marca începutul unei conferințe pentru viitorul Europei, care se va derula pe perioada 2 ani de zile cu participarea cetățenilor europeni, a societății civile, a instituțiilor europene și în care România își propune să joace un rol relevant. De asemenea, tot la nivelul Unii Europene, ca obiective mai apropiate, avem în vedere implicarea foarte activă în negocierea cadrului financiar multianual. După cum cunoașteți, există un proces în curs care este destul de complicat. Nu suntem mulțumiți de formula de negociere, de pachetul de negociere care a fost propus de președinția finlandeză a Uniunii Europene, pentru că avem nevoie de alocări financiare corespunzătoare pentru politica de coeziune, pentru politica agricolă comună, pentru celelalte obiective pe care le urmărim în cadrul Uniunii Europene. Iar Iarăși, un element important asupra căruia ne vom concentra este. Brexitul, pentru că, iată, alegerile din 12 decembrie clarifică perspectiva unui Brexit cu acord, prin urmare, acordul de retragere al Marii Britanii din Uniunea Europeană va jalona și ceea ce se va întâmpla după ce acest acord de retragere va intra în vigoare. E vorba despre negocierea a șapte acorduri sectoriale care să gestioneze relația viitoare a Marii Britanii cu a Regatului Unit, de fapt, cu Uniunea Europeană. Și, în acest context, unul dintre obiectivele noastre post-Brexit este acela de a moderniza parteneriatul nostru strategic bilateral cu Regatul Unit. Avem deja un parteneriat strategic cu Regatul Unit. Este nevoie să ne concentrăm în perioada post-Brexit pe sporirea dimensiunii de cooperare în domeniul securitar, în domeniul economic, în alte domenii, sigur, având în vedere și interesele pe care le avem în ceea ce privește drepturile cetățenilor români din Regatul Unit. Dacă ne referim tot la Uniunea Europeană, un alt element important în perioada următoare, chiar la începutul sau prima parte a anului 2020, va fi sprijinul pentru continuarea politicii de extindere a Uniunii Europene. După cum cunoașteți, există în momentul de față un blocaj în ceea ce privește deschiderea negociilor de aderare pentru Albania și Macedonia de Nord. Există o propunere pe care Franța a făcut-o pentru un exercițiu de modernizare, de eficientizare a metodologiei de extindere, dar care, în opinia noastră, sigur, poate fi făcut și trebuie să fie parcurs, dar fără a afecta procesul care se găsește deja în desfășurare, fără a afecta sau a bloca uh, parcursul uh, celor două state care uh, deja au uh, făcut ceea ce trebuia făcut pentru a obține deschiderea acestor negocieri de aderare, care în sine reprezintă, uh, la rândul lor, un exercițiu foarte util pentru reformarea acestor uh, state. Uh, sigur, vom continua să facem demersuri pentru uh, obiectivul nostru de aderare la spațiu Schengen. Și sigur, sunt și alte obiective care sunt pe agenda noastră, cum ar fi implicarea în susținerea politicii Uniunii Europene în ceea ce privește schimbările climatice. Comisia Europeană tocmai a propus un pact verde, Green Deal, care este important. Consiliul European din decembrie a stabilit, a convenit ca țintă neutralitate climatică pentru anul 2050. La care se adaugă, însă, foarte important pentru noi, uh, discuțiile referitoare la mecanismul pentru o tranziție justă uh, până la acest obiectiv, care presupune, uh, mecanismul acesta trebuie să presupună uh, susținere financiară corespunzătoare pentru uh, statele care fac acest efort, inclusiv pentru uh, România. Uh, aceasta ar fi, uh, dacă vreți, foarte pe scurt, uh, la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce privește NATO, în. Uh, siajul deciziilor care au fost luate la uh, întâlnirea la nivel înalt din luna decembrie de la Londra, vom continua uh, politica de adaptare a Alianței Nord-Atlantice, va fi nevoie să continuăm să susținem uh, politica de alocare a 2% din uh, PIB pentru apărare. Uh, sigur, România va aloca în continuare, dar sprijinim și alte state să facă acest lucru. Nu este întâmplător faptul că președintele României a fost invitat de către președintele Trump împreună cu alți lideri ai delegațiilor statelor care alocă 2% din PIB la un dejun comun cu ocazia reuniunii la nivel înalt din luna decembrie de la Londra, unde președintele Iohannis a fost invitat să vorbească pentru a sprijini acest, acest efort de alocare de 2% din PIB din partea cât mai multor state aliate. Este important, s-au făcut progrese, sunt peste 130 de miliarde de dolari alocați suplimentar pentru, pentru apărare din partea statelor europene și, respectiv, Canada, pentru apărare, dar trebuie să continuăm. Iarăși, la nivelul Alianței Nord-Atlantice, vom sprijini în continuare procesul de consolidare a flancului estic. Pentru România este important ca mai ales în sudul flancului estic, în zona Mării Negre, să continuăm măsurile de consolidare a flancului, pentru a crește pe de o parte elementul de apărare și pe de altă parte cel de descurajare față de ceea ce se întâmplă în vecinătatea noastră imediată, în Marea Neagră. Mă refer aici la consolidarea capacității brigăzii multinaționale de la Craiova prin atragerea și altor aliați care să participe la, la efortul de apărare și descurajare. Această brigadă multinațională trebuie să devină aptă de a răspunde la orice fel de provocări, inclusiv în caz de uh, criză. E vorba și despre uh, dotarea cu personal și constituirea comandamentului multinațional la nivel de uh, corp uh, sud-est, uh, care va fi poziționat pe teritoriul României. Mai sunt și alte uh, elemente pe care le avem în vedere la nivel uh, aliat. Nu în ultimul rând, la nivelul NATO, ne propunem să participăm uh, intens la acest proces de reflexie cu privire la uh, viitorul uh, NATO sau cu privire la consolidarea dimensiunii politice a Alianței Nord-Atlantice. Este un proces declanșat de acele uh, afirmații mai puțin uh, favorabile Alianței, ca să mă exprim diplomatic, din partea președintelui Macron dar care în cele din urmă au dus la decizia pentru declanșarea acestui proces de reflecție. Din perspectiva României, așa cum am arătat la ministeriala din 20 noiembrie și cum a punctat foarte bine președintele Iohannis la summitul NATO din, de la Londra, de la începutul lui decembrie, okay. noi vedem acest proces ca un proces care se bazează nu pe ideea greșită pe fond că alianța este în criză, pentru că este complet eronat. Alianța a făcut eforturi extrem de importante de modernizare în ultimii ani și de adaptare la noul mediu internațional de securitate și trebuie să plece de la premiza că s-au făcut foarte multe eforturi, care trebuie să fie continuate și că sigur că se pot găsi căi noi de eficientizare a rolului și a funcțiilor Alianței Nord-Atlantice. Și ne propunem să participăm, să susținem efortul aliat în acest sens, care este posibil, eventual, să ducă la apariția unui nou concept strategic al Alianței, pentru că ultimul concept strategic a fost adoptat acum 10 ani la summitul de la Lisabona și, cam odată la 10 ani, Alianța își elaborează un nou astfel de concept. La nivelul parteneriatului strategic cu Statele Unite, cred că am discutat deja despre aceste elemente, vom continua eforturile noastre de aprofundare, de, de adâncire, de extindere, de dezvoltare a parteneriatului strategic pe toate dimensiunile sale. În un ultimul rând, trebuie spus că România va acorda în continuare o atenție deosebită consolidării relației transatlantice consolidării abordării multilaterale. România este un susținător al multilateralismului eficient. Ne dorim consolidarea poziției și rolului României în cadrul ONU, în cadrul altor organizații internaționale importante. Am menționat mai devreme președinția română la Organizația Cooperării Economice la Marea Neagră, o președinție care se va concentra pe creșterea cooperării economice între statele membre ale acestei organizații pe întărirea coeziunii și a interconectivității între statele participante, bazându-ne și pe, pe ceea ce s-a întâmplat în timpul președinției României a Consiliului Uniunii Europene. Mă refer aici la adoptarea în mai anul acesta a agendei maritime comune pentru Marea Neagră. Un efort care promovează economia albastră, care promovează dezvoltarea sustenabilă. Este nevoie de o întărire a parteneriatului între Uniunea Europeană și această organizație și ne propunem să acționăm în acest sens. În egală măsură, sunt și alte forme de cooperare multilaterală care sunt importante pentru noi. Mă refer la formatul București, pe care România și Polonia, prin președinții Iohannis și Duda, l-au lansat în 2015 și care s-a consolidat ca un format de succes. Este un format pe teme de securitate între statele participante la flancul estic al Alianței și care vizează coordonarea între aceste state în interiorul Alianței Nord-Atlantice. De asemenea, formatul uh, inițiativei celor trei mări, după summitul uh, foarte bun care s-a desfășurat la București în 2018, în septembrie, continuăm să ne implicăm foarte activ la nivelul acestui format de cooperare pentru a vedea implementarea de proiecte concrete, pentru a utiliza fondul de investiții al inițiativei celor trei mări care s-a creat recent și la care participă pentru început România și Polonia, dar vrem să atragem și alte state și alți participanți, alți actori financiari internaționali care să vină cu fonduri pentru a, pentru a realiza aceste proiecte. Comunitatea democrațiilor. România este președintă pentru doi ani al acestui format uh, important, care este o platformă foarte bună de uh, promovarea valorilor democratice la nivel uh, mondial. În iunie vom avea uh, evenimente care sunt consacrate aniversării celor 20 de ani de la înființarea acestei uh, platforme de dialog și de cooperare, un forum al societății civile, un forum al tinerilor. Deci ne propunem să, uh, să ne implicăm foarte mult și pe palierul multilateral. Și sigur că sunt și multe alte uh, direcții de politică externă pe care ne propunem să le dezvoltăm. Am amintit mai devreme parteneriatele strategice și relațiile strategice cu diverse state. Deja acționăm pentru uh, întâlniri relevante cu uh, Franța, cu Germania, cu celelalte uh, state care uh, au împreună cu noi proiecte de uh, dezvoltare sau de înființare a unor parteneriate strategice am amintit mai devreme Japonia, Georgia, dar și alte state. Am avut o discuție iarăși foarte bună cu omologul din Corea de Sud la summitul ASEM, la ministerial ASEM de la Madrid. Sunt foarte multe șantiere de lucru pe care vom merge și sperăm să avem rezultate. Domnule ministru, vă mulțumesc. Cu mare plăcere.